Bună dimineața, Suceava. Bună dimineața, Dorin Guliciuc. Bună dimineața. Bine te-ai trezit, cum s-a spus. Bine, slavă Domnului, sigur. Care domnului? Domnului Bogdan? Domnului Nama, cel care în tot și în toate, mă. Domnul Fluter? Ne, mai sus mergem. Domnul Stan? Nu, care, sub care suntem toți, adică. Domnul. Care? Cel mai mare. Cum am început? Dorin, bună dimineața, domnilor, suntem la Taco Loco, ca în fiecare dimineață. În această dimineață, o dimineață mai specială un pic. Și de ce nu? Am aflat un lucru extraordinar, dar te las pe tine să-l mărturisești. Sunt alături de domnul Bogdan Gheorghiu și vreau să spun că am aflat... Că? O dăm și pe muzică. Că domnul Bogdan Gheorghiu este și sensibil. A, am știut asta? Da. Păi, dar e, sigur e sensibil. Deci, câte ore mari până la audiere? Păi, tic-tac, asta zice, astăzi și mâine sunt audierile. Trece sau nu trece? Trece și vor trece și de audieri. Va fi și votul final, am înțeles, luni, stabilit de către... în plenul celor două camere, vom merge către un nou guvern, e de așteptat, cum spuneam și ieri, Mihai, dacă mai până alaltă ieri aveam așa o temere de genul, băi, o să treacă guvernul, nu o să treacă, deja opinia mea este că o să treacă și spuneam, asta nu-mi motivat de înțelegere pe care le-a făcut la un moment dat Ludovic Orban cu... UDMR-ul cu PMP-ul, am văzut, cu USR-ul, cu, mă rog, cei de pe care au fost aproape la moțiunea de cenzură, excluzând pro-România, dar cred că vor fi voturi și venite de la PSD și asta pentru că am văzut că se grăbesc să dea bănuți, pe care nu iau, dar să-i dea către PNDL-uri, știi, după mine potopul, știi, sau ceva de genul, știi cum era pe vremea lui Etienne, lui Ștefan cel Mare, știi? Ștefan cel Mare, în, așa cum spuneau ăștia cronicari, Etienne le Grand, știi, Etienne, ce făcea Etienne? Pârjolea, dădea foc, alea, ca să n-aibă ce mânca turcaleți când venea la noi, știi, ca să n-aibă ce hrăni, nici căiuții, nici păieine. Ei, uite cam așa se întâmplă și acum, știi? E ceva de genul, pârjolim tot, ba mai mult, știi ce mi s-a părut interesant? Adică foarte interesant. Te rog. Ceva de genul, băi, zice, noi am pregătit și pentru băieții ăștia ce să facă când o să vină la guvernare. Păi ce să facă cu salariile? Noi nu ne-am mai apucat, dar n-am reușit. Dar uite, bă, pentru ei o să facă chestia aia, să facă cealaltă, Foarte interesant mod de abordare al celor de la PSD. Dar nu era de neașteptat. Cert e că am plecat de la ideea că o să avem... guvern, o să avem un guvern legitim, să spunem, guvernul care încă de păcălim unul pe altul. De ce? Dar dimineața frumoasă. Dar deja e frumoasă. De ce? Păi dar noi am văzut, povestim, adică nu e frumoasă, cum adică e o dimineață extraordinară. Dorea, să revenim la... Ale noastre, păi dar asta ne facem. Eu știu că stau la masă cu un viitor ministru. Eu te văd ministru, să știi. Nu, te-ai dat. Nu. E aici? Nu, e aici, nu, am zis că nu e surpriză. Eu un om sensibil. Eu mă gândeam că asta e surpriză, adică am zis să... Deci, trece. Până și Bogdan Gheorghiu va trece de votul comisiilor. Toată lumea. Luni dimineață veți avea cuvorum? Lunea cealaltă, știi foarte bine. Bineînțeles că da, bineînțeles că vom avea. Și aveți 225 de voturi, vă mai trebuie vreo 8 de voturi. 8 voturi de la PSD. De la PSD, plus discutați ieri că mai vin de la, probabil de la neafiliat. Vreți să dezvolți puțin? De la PSD? De unde de la PSD? De la cei de la PSD care sunt nemulțumiți, care nu se mai văd pe listă, care nu vor merge anticipate, care sunt o grămadă din băieți care au o problemă de genul ăsta, știi? Adică, hai să fim serioși, sunt filiale, și nu puține, care nu sunt atât de puternice și care nu au reușit să scoată un scor foarte bun. Printre care se numără și Suceava. Eu nu spun că vor veni de la Suceava, dar nu se știe niciodată. Nu poți să te afli, dar nu se știe dar niciodată. Ce v-a zis, domnul Fluter? La Liga Leșilor? Nu. Noi am discutat la Liga Leșilor despre ce facem, despre ce are România nevoie, de ce avem nevoie de o Românie altfel decât cea pe care ne-a prezentat-o cei de la PSD și că este timpul să fie o Românie performantă, o Românie care să funcționeze. Ba mai mult de atât am vorbit și despre ce facem noi aleșii locale, atât cât putem în zonele în care ne desfășurăm activitatea, că suntem județeni, că suntem locali, că suntem primari sau președinți de consilii județene, ce treabă facem și unde am performat. Am vorbit de oamenii noștri, am vorbit de, spre exemplu, de performanța pe care ei au adus în administrație, uite, spre exemplu, Emil Boc, ca să vorbim de alții decât de ai noștri de aici din Suceava, pentru că e clar că la Suceava, la consiliul județean, și acum o să-mi spui, bă, Dorel, nu. Deci la Suceava, consiliul județean, anul ăsta, în perioada asta de 4 ani, a performat. Atât cât a putut și cu veniturile pe care le-a avut. Dar am vorbit de oameni care pot să aducă... Și că ți-a dat PSD-ul bani de-a zăpăcit.
Va da PSD-ul bani, guvernarea pe Dorel, guvernarea PSD. Nu, că la fel, schimbăm la schimbăm la fel. Deci nu e că Dorel. Schimbăm la fel, mai. Bani nici în guvernarea voastră să vă dați bani. Unde? 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 Cât? Domnul Fodor ieri tocmai a terminat de asfaltat un drum peste Pudra. Și ăia vin la Ioan Stan? Nu, ăia nu vin. Deci ăia nu vin, fii atent aici. Ăia sunt peste Pudra, acolo, dar nu poți să recunoști. Nu poți să recunoști. De ce nu sunteți corect? Ăla este pentru că nu poți să recunoști ceva. Acolo la Pudra, tocmai când n-au dat cu PNDL-urile alea. Deci aia e povestea, știi? Acolo chiar n-au dat și acolo trebuie să facem un artificiu ca să găsim o soluție, să facem pe bani împrumutați ca să putem face drumușorul ăla acolo, pentru că pe Pudra ăsta nu l-a interesat. O fi fost de la Havrici povestea asta? Habar n-am. Dar cert e că acolo nu s-a întâmplat nimic. Cert, și nu numai acolo. Am zis doar acolo, zicând deci așa. Deci să concluzionăm și să trecem peste subiectul guvernul. Guvernul va trece și cu voturile PSD-știlor. E clar. E clar asta, da? Clar. Ați lămurit, ați discutat-o. E de la cine înțeles. Deci sunt băieții, eu sunt absolut convins, pregătiți. Au fost, ai văzut și tu, la fostul, la, când am picat, a fost moțiune de cenzură, au fost băieți din PSD care au venit și au votat. Printre ei chiar unii foarte apropiați sau foarte aproape de, de lideri importanți. Finul, nu știu care, nepotul, nu știu care și așa mai departe, băieți care au zis, niște băieți tineri care au zis, bă, nu mai vrem cu voi, că ne-ați făcut de cacao și bă, vrem să vă dăm jos. Ei, cam așa se va întâmpla, probabil, nu probabil, cam așa se va întâmpla și la investirea guvernului. Numai mâine nu-i pui mâine, adică numai azi nu-i mâine. Dar e colea, adică să zic ca ce. Și mâine a acceptat invitația la subiectul zilei doamna prefect, Mirela Elena, a duminicăi. Și uite așa, Dorel, așa o să te desfințezi. Asta e viața. Uite așa îți face. Dar... Dorel, deci fii atent ce spui, azi te-am avertizat acum, pentru că mâine doamna prefect și ea nu prea vorbește prostii, știi foarte bine. Asta înseamnă că eu vorbesc prostii. Nu, e, am zis că ea nu prea vorbește prostii. Ai mare grijă ce spui azi, că mâine ne facem de râs, amândoi. Dar cu ce să ne facem de râs? Nu știu, vezi dar acum spui? Vedem cine se face de râs, adică în privința asta și cu previziunile și așa mai departe, cine a avut sau nu fler în privința asta, pe luni. Adică? Pe luni, adică mâine, mâine da, e mâine, da, înțelegi? Da. Mâine e comisie, se mai discută în comisie și așa mai departe, mâine e another day. Dar, decât cu o zi de miercuri. Povestea e ce se va întâmpla luni. Ți-aduce aminte, Mihai, la moțiunea de cenzură? Bine, e și o strategie, nu poți să discut, să spui că nu e așa. Nu poți să mergi în fața, tu să fii ăla cu moțiunea, adică ăla care ești supus moțiunii de cenzură, PSD, și să spui, bă, picăm. Că nu merge, înțelegi? Dar mi-aduc aminte, să te iau un tip, știi, e un tip un erudit. Un tip, un erudit, coleg cu domnul ăsta, sunt senatori. Adică acolo, în Senatul României, băieții din PSD, aproape toți sunt erudiți. E un tip, Pop, cred că îl cheamă, care a fost ministrul la învățământ, ministrul învățământului. Îl știi, da? Băi, de pe la Maramureș, de pe la Satu Mare, de pe la nu știu unde. Ăla. Așa. Ăla făcea, după matematica mea, bă, și eu, am fost ministru, adică n-am fost oricine, mă înțelegi? După matematica mea, deci băieții ăștia nu reușește să facă decât maximum, decât de maximum, 200 și nu știu cât, și 207-208 voturi. Moțiunea de cenzură, de aia vorbesc, știi? Sunt strategii de... De campanii, de discuții, de picarea moțiunii. Așa se întâmplă peste tot, dar... Nu, ce vreau să spun este că orice ar spune liderii și la un moment dat există oameni pe aici, pe acolo, pregătiți să facă fâs. Dacă ei la un moment dat spunea acest Liviu Pop, care este vicepreședinte național, nu chiar, știi, adică nu chiar urși prost, ca să spui așa, știi? E unul dintre ei, dar nu chiar urși, știi? Omul a fost ministrul al învățământului. Ei, deci băiatul ăsta îmi povestea că sunt numai la 205-207 voturi, așa maxim, era generos, știi? Și uite că moțiunea s-a dus și s-a dus chiar peste 233 ăla așteptatul, s-a dus spre 240, ba chiar peste, știi? Adică lucrurile în politică nu sunt așa, nu socotelile nu sunt 1 plus 1, nu întotdeauna dă 2. Poate să dea chiar 2 jumate, chiar 3. Depinde, că nu-i matematică pura, nu-i politică. Și politica este o altă povestioară, știi? De asta zic eu că luni guvernul va trece și va intra la treabă, pentru că e nevoie, Mihai, vine iarna, ne-am asumat foarte multe lucruri. Nu te văd emoționat, nu te văd deloc. Nu mi-am pierdut. Deci din cauza frigului mi-am pierdut gherit emoțiile. Deci m-am dat, veneam încoace și am... Deci din ce emoții avea? Bun, ca să nu mai spun că emoțiile le-am pierdut după când mă apropiam încoace și... Știi că am povestit că am avut o imagine așa fabuloasă, de, mă gândeam, mai vin, nu mai vin sau mai stau afară. Nu. Da. Ai văzut că a noastră a luat bataie? Care? Că erau amândouă noastră. Ia-mi cadresc. A luat bătaia. A noastră a pierdut meciul. De la noastră. A noastră de la noastră. A noastră a câștigat. Deci a noastră de la... A noastră, românca noastră din Canada. Ianca Drescu și cu Simona Halep. Da. Un meci pentru marele turneu. A fost o bătaie pe viață și pe moarte. Un prim set. Un prim set. Pe 300 de mii de euro. De dolari. Aia, dacă e pe viață și pe moarte, da, da. A, nesemnificativ. Da, să știi, eu am sentimentul că acolo s-a jucat un orgoliu foarte puternic. Clar, a fost un meci al orgoliului, clar. Orgoliul excepțional, adică Bianca Andreescu
toată forța ei în primele două seturi, a dat tot ce a putut din dânsa săraca, tot ce a putut dânsa, pentru că pentru dânsa, a și spus-o, era un vis să joace cu Simona Halep. Și să mai și bată pe Simona Halep era, cum zic, adică dai egal cu zeul tău. Da? Știi, câteodată se spune că e adevărat, știi, să începe un pic mai timid, știi, poate dacă lucrurile ar fi fost altfel, știi, dacă primul set l-a fi câștigat Simona și nu Bianca, poate era mai motivată asta mică, știi, să meargă mai departe. Poate, e greu de spus. Cert este că a fost un meci frumos, un meci tare, s-au bătut fetele între ele de n-ai văzut și până la urmă a câștigat tot noi, tot România. Tot România a câștigat. Oricum ar fi fost România a câștigat, știi? Frumoasă, pentru că a fost un meci, un meci frumos, un meci tare, un meci bun, dar văzut că nu mai au mai ieșit și nume mari din ce s-a întâmplat ieri acolo, deci nu numai Bianca Andreescu, dar România a rămas în continuare acolo și bine reprezentată, pentru că a rămas Simona Halep și e vorba de Halep, hai și vorba de acum turneul campioanelor. Pe regiune. La noi. Vorbim de campioni, campioni locali. Ai văzut ieri imaginea zilei? Care a fost imaginea zilei pentru tine? Te rog, te las un pic să te concentrezi, eu beau o guriță de cafea, așa, camerele pe Dorel să vadă cum se concentrează. Dorel. Local? Dorel, acum ți-o arăt. Mihai, de imaginea Lucian cu noi? Harșovski în salopete de... Salopetca, era uniformă adevărată, domnule. De nu știu cum se spun. L-ai văzut pe Lucian Harșovski? Am văzut, dar n-am remarcat salopeta, dacă vrei să mă... Deci, cum n-ai văzut? Deci nu mă uitai, adică... Intră pe Nuzbucovina, fii atent aici. Deci nu se poate, ieri au deci văzui, dar nu noi erai... A început campania pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Alea cu pac frumos, da, nu da, se da, poate. Da, da. Mai mult decât atât, că am văzut-o, asta am văzut-o. Am văzut și reacția și spus ceva de genul, sunt niște băieți care stau la un moment dat și te verifică la punguliță, că numai așa se poate, știi? Rog regia să dea pe domnul, așa, și am să arăt aici și au bucat, arătați ce frumușel este, se vede? Se vede, nu? Ce frumos arată, acum lăsând la o parte. E nevoie, avem nevoie, nu da, avem nevoie. Uniforma e regulă, uniforma e regulă. Ce zic? Tai amendă? Dă-și amendă domnul Harșovski? Tu crezi că noi putem fi civilizați altfel decât așa, un picuț sculturați? Și atunci? Deci, pentru că nu suntem. Mi-a plăcut ideea în sine. Și vreau să-l felicit cu această ocazie pe domnul Harșovski pentru faptul că în interviul pe care l-a dat pentru Nuzi Bucovina acum vreo două luni, acum vreo lună, spunea: am să ies pe stradă, am să mă duc, am să mă uit în gunoi. Eu am râs în sine, mi-a zis: bă, lasă-mă. Bă, mă lași, care ai să te uiți în gunoi, știi? Tu ești ăla care te băteai cu Ion Lungu, pe așa, te băteai cu Ioan Stanea, nu te... Da, domnule, s-a coborât, a mers cu băieții din... Dar nu știu dacă s-a coborât, e o normalitate. S-a coborât din... E normalitate, da, etaj, da, da, coborât de la birou, da. De la primărie, da. Și s-a dus la ghena de gunoi, la ghena, da? S-a uitat în desaga omului. Dom'le, ce băgați la gunoi? Aia așa, ok, dați-i de mai departe, hai să ne civilizăm. Interesant. Ar trebui să... Nu, dar și chiar una foarte, foarte necesară. Mai mult decât interesant, e necesară, pentru că noi altfel, noi decât cu băta, înțelegi? În noi, dacă nu dai cu băta, e treaba nu merge, știi? Bă, nici nu putem civiliza. Și povestea cu băta n-a funcționat, adică nu ne putem, nu numai noi, știi? E ceva de genul, bă, românii ăștia, dacă nu o să poată fi civilizați decât cu băta, nu e adevărat. Tot ce înseamnă Occident a fost înainte civilizat cu băta. Da, hai să fim serioși. Da. Prima Germania, dată băta în ei, mai de hai. Deci toată lumea a dat acea... Și după ce i-a civilizat, băieții au funcționat normal. Că au zis, bă frate, dar dacă băta, știi? Dar dacă hai să o lăsăm, știi? Deci cam așa funcționează. Probabil că așa trebuie să învățăm și noi. Prima dată cu băta, se spune, băieți, mergi pe stradă și spui, bă, la rând, bă, nu, e instinctul, știi? Bă, o dau la coș, nu o dau, o dau pe lângă coș, bă, că sunt acasă, știi? Sau ceva de genul, bă, nu o dau, că dacă mă vede un băiat, am pus-o, știi? Cam ceva de genul s-ar trebui să facem. Sau ce aminte că eram, apropo de civilizație, când au început parcările astea, știi? Să fie cu plată. Bă, ceva de genul, unii erau, bă, că e bine, alții, bă, că nu e bine, că era o mocăneală, că nu era mocăneală. Cam așa suntem noi. Uite un pic la parcările subterane. E mocăneală acolo. Prin prisma prețului, față de astea care sunt pe deasupra, da? E la jumătate ca și preț, da? Da. Cum sunt parcările? Goale. Pentru că de ce? Pentru că așa suntem noi. Da, pentru că românul e obișnuit, dacă poate, are treabă la BCR, dacă urcă în ușă. Și nu ușa, acolo, se dea numai geamul jos, vă rog să-mi luați... Deci ăștia suntem noi, pe când, în afară, lucrurile stau altfel, știi? Acolo vine, ți-a luat bănuțul, ți-a pus și tu la bănuțul și spui: aoleu, bă, tată, s-au dus două zile de muncă. Păi dacă mai merg așa, când am mai, știi? Atunci, civilizat, frumos, te înveți, nu mai faci chestia asta și costă basta. Așa ar trebui să fie și la noi. Prima dată băta și după ce venim cu băta, au să ne civilizăm. O să învățăm că trebuie făcut așa cum trebuie. Deci e de fericitat, într-adevăr, Lucian Harșovski, pentru că face acest lucru și îl face bine. Altfel nu o să învățăm. Eu am crezut că tu ai să-l critici, eram pregătit să-l susțin pe domnul Harșovski, acum mi-am pierdut discursul, nu mai am ce să spun. Dacă nu, nu aveam discurs pozitiv foarte mult.
Da, am văzut, doamne, în sufletul meu, așa, zic, mă, doamne, uite, fii atent, domnul Flutur inaugurează Puzdra, domnul Hașovski, ați început... Știi cum era Puzdra, nu? Mi-a apropo. Da, era dezastru. Era dezastru. La Puzdra, acolo, vorbeam de PSD și de bani alocați. Am cerut bani de la PNDL, pentru această... Da, frumos. Lasă, că ne-a spus lumea deja. Bă, nu mai bate, dar așa simt, da, eu dau de mâini. Să avem să facem de această poveste cu Puzdra și cu trecut muntele, vorbim și de zonă și de cât de frumoasă zona și de ce are de oferit zona respectivă, ăla era un proiect pe care l-am depus la PNDL și ne-am dorit ca banii să vină din PNDL. Nu ne-am dat bani. Nu ne-au dat. O zis, bă, nu. Bă, dar n-au bani la spitalul din Fălticeni, că ieri vorbeam de 0,01% ca să-i dea drumul. N-au reușit acolo. N-au reușit în multe alte locuri să facă povestea asta. Nici nu mă gândeam că o să dea vreodată. Cert este că noi am făcut ce trebuia să facem. Am luat bănuți la noi, l-am pregătit drumul măcar cât de cât ca să putem trece de furcile caudine, pentru că acolo se va face un drum cu, sunt bani europeni și așa mai departe, se face drumul cu adevărat, un drum care să merite, pentru că e o zonă extraordinară din punctul meu de vedere. Și se va întâmpla acolo. Evident, fără ajutorul băiețului de la PSD, pentru că nu le-a păsat așa ceva, hai să fim serioși. Ca să nu mai spun el, bă, l-am văzut el până nea Ion, pe domnul ăsta. Supărat, bă, da, băi, supărat, deci era Dalea cu oratorie, băi, supărat, de ce supărat, deci era tata și mama supărării, bă, deci n-ai văzut așa ceva, făcea ceva de genul, bă, tata, bă, cum se poate să vorbești de democrație și de libertăți de exprimare și așa mai departe, cu povestea Cadariu. Cu domnul Cadariu, o poveste însă care este adevărată, lăsând la o parte, știi, noi în România asta cred că avem nevoie de administrații care își asumă, care vin și care pleacă. Pentru că așa e, știi? În United States, păi nu-i normal. Adică, bă, și ne asumăm povestea asta, știi? Din toate punctele de vedere. Adică ceva de genul, bă, eu nu fac politică, eu sunt politic, eu sunt deconcentrat, eu sunt funcționar, bă, mă lași, sau bă, mă lești, cu să nu merge cu chestia asta, știi? Bă, ne asumăm. E ipocrizie. Eu aplic politicile unei guvernări, da? Și le aplic, e clar că mi-asum și sunt al lor. Asta și cu asta basta. Când a venit cealaltă, îi spun frumosel băietul. Să trăiți frumos, felicitări, Doamne ajută, noi tare ca să vă arătăm vouă că suntem mai buni ca voi sau că am fost mai buni ca voi. Și cu asta lucrurile sunt simple. La modul ăsta funcționează sau ar trebui să funcționeze ecuația, știi? Da. Așa, bă, de astea, genul, știi, bă, nu plec, de ce? Bă, pentru că eu sunt un specialist, bă, suntem nenlocuiți și eu nu pot să plec de acolo. Bă, pe bune, zi, bă, să mor tu când nu pleci. Adică, bă, nu Raed Arafat. Da. Da, adică excelența Zara, Raed Arafat, care nu săracu, dar pur în ghilimele, da? Săracu, Raed Arafat. Toată plăcerea de a sta alături de tine. Mâine n-am să te văd, o să sufăr. Am înțeles. Joi nu se știe. Vineri, dacă ești iarăși cu atitudinea asta, s-ar putea iarăși să nu te chemăm. Dar, cu siguranță, mâine dimineață la 8:30 vom fi aici, la Taco Locu, cu doamna prefect, la un pahar de cafea. Vedem cum este pregătit județul pentru iarnă și o să mai avem câteva surprize pentru domnia sa. Dorin, mulțumesc frumos pentru această mulțumesc tare mult. Nu uitați, de la ora 9 mai avem o surpriză astăzi, transmisie live de la Primăria Suceava, o conferință de presă extraordinară, pentru că e marți și pentru că sunt 3 ceasuri. Unul a trecut, vedem celelalte 3. O zi frumoasă. Fabuloasă chiar, la revedere.